Sau și eu am găsit la un nou episod din Scrap Mechanic, aici cu pisica mea. Bună! Și cu excavatorul ei. Este tractor! Oh my god! Vrei să vin acum peste tine? Merge chestia din față? Cum să nu merg? Ia să vedem. Oh, doamne! Oh, doamne! Ia să mă urc! Oh. Te las jos? Da. Vrei să vii și la mine să vezi ce am făcut? Da. Stai. Ia vedem puțin încoace. Stai să ies de aici. Mă fac mică. Vezi, asta e un fel de casă momentan. E o casă. E ușa? E ușa. Ușa se deschide așa. What the fuck? A, ce vrede. Dar special. Momentan lasă ușa. Înăuntru nu e important momentan. Important e, vino sus. Dacă poți. Am făcut o chestiuță aici de unde o spot. Stai aici. Stai așa aici. Vino încoace. Să-ți mă uit pe OBS să văd dacă filmează, pentru că am filmat un episod întreg fără să filmeze nimic cât am construit astea. Și da. Acum, primul switch, pune roțile. Du-te puțin jos să vezi cum s-au pus roțile. Ia zic, mă uit așa în laterală. Hop, s-a ridicat pe roți, da. Și acum, dacă vrei să conduci casa, hai să vezi. Bine, n-am completat-o încă, asta e doar partea de jos. E și eu cum? Păi am aici o chestie, vină cu aici, doamne ferește. Care-i? Gata, văzut. Așa. Sus. Nu veni aici, stai acolo. Vezi nimic, nimic. Da, nimic impresionat. Apăsăm pe buton, da? Știi. Oh, what the fuck? Ești nebun? Nu, că-mi prins cap acolo. Măi, e genial! Deci mi se pare prea tare. Asta? E sistemul de lift-uri. Hai să-ți arăt ideea de bază, da? Ca să învețe și ei, dacă vor să construiască ceva de genul ăsta, să învețe și ei cum se face, da? Deci, în primul rând, vrei să ai o bucată aici, da? Da. Bucata trebuie să fie pe sol. Bine, dacă vrei să o construiești să fie mașină, trebuie să o faci pe cric, neapărat. Dar dacă vreau să vă arăt exemplu, trebuie să o faci pe sol. Și voi folosi alte bucăți de astea, speciale ca să... Uite, vină încoace, vină în față. Prima bucată trebuie să pui aici unde ăsta, da? Ok. Luăm așa patru în jos. Punem încă una jos. Da? Luăm din nou 4 în lateral. 4 în sus. În sus. Tu poți să faci cât de mare vrei. Pui unde ăsta. Și după asta, ultima bucată va fi în laterală. Da? În laterală sau cum vrei tu. Nu te uita că sunt acum nu știu cum, da? Dar nu mă interesează. Punem un controller. Controllerul trebuie tot timpul să fie lipit de construcția pe care o faci. Da, pui controllerul și le legi pe astea și vezi vedea că vor sta fixe la un moment dat, da? E, acum ca să faci mișcarea, o să punem așa. Punem aici 180, aici 90 și următoare cred că tot 180, dacă nu mă înșel eu, dar nu mai știu exact. Și acum punem un switch. Punem acolo, legăm switch-ul de ăsta. What the fuck? Ei, și ăsta e sistemul. Și aici poți să pui ce vrei, nu neapărat ușă. Dar stai așa că n-am făcut eu corect. Cred că ăsta era 90, ăsta era 180. Și ăsta tot 90, cred. Hai să vedem. Vedem dacă merge așa. Nu, dar uite prin sistemul ăsta la ce mă refer. Tu vezi că acum, de exemplu, dacă eu ies să iau... Să fac o construcție. Stai să vedem până unde se extinde. Se extinde până acolo, da? Eu de aici, să zic că fac o chestie de lemn. Uite, luăm o bucată de lemn. Așa. Și facem asta, o să fie o cutie. Poți să mă ajungi și tu puțin dacă vrei. Păi, faze că nu știu cum vrei. Și să faci o cutie de jur împrejur. Ok. Stai că trebuie să-mi pun lemnul în mână. E până te-am ajutat eu, ai făcut. E, nu e mare chestie oricum. Și am făcut o cutie, da? E, și acum, hai să văd unde mi-e switch-ul ăla. Switch-ul e jos acolo. Trebuie să-l scot de acolo. Să-l punem aici afară. Punem un switch, uite, am pus un switch. Conectăm switch-ul de ăla. Da, n-am măsurat eu, exact. Bravo, Max. E, na. Cred că atâta e de ajuns. What the fuck? Am mai apărut ceva acolo. Așa, ia să vedem. Așa da, acum da. Înțelegi sistemul? Da. Și acum, dacă vrei să te urci, poți să pui un cric dacă vrei. Nu. Și aici pui platformă, de exemplu, pui o platformă cu... Mai de pui platforma asta.
Da? Și acum când apeși pe asta... Înțelegi? Vreau acolo sus, ia, mai apasă toată. Asta e sistemul de bază și cu chestia asta poți să faci chestii infinite. Sunt atâtea, da, sunt atâtea de multe chestii. Nu uitați, dacă vă place această serie și vreți să continuăm cu episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și vom continua. Dar uite, ăsta e un exemplu foarte clar. Dacă vreți să construiți chestii mai avansate și vreți să vă faceți, de exemplu, un lift, ei, ăsta e sistemul cel mai bun pentru a face acest lucru. Și același sistem îl folosesc și la ușa aici. În momentul în care deschid de ușa, exact același sistem. Dacă vă uitați aici în spate, o să vedeți că vreau e conectat la fel. Tractorul. Hai să vedem tractorul tău. Deci, yes. Tractor aici. Stai să scoatem asta. Aici e asta. Un tractor. Interesantă. Ai conectat volanul, asta e important, ai conectat volanul la... Merge, am conectat tot. Așa, asta nu făceam eu înainte, nu conectam volanul la motor. Și din cauza asta, nu prea mergea ca lumea, știi, adică o lua singur. Ama când pui asta, nu o mai ia de nebun, știi, posibil merge... Roți, am astea conectate, dar aici trebuie să aveți grijă. Aici am pus așa... Poți să conduc și eu puțin? Da, poți. Ia să vedem. Dar trebuie să plătești bilet. Și apasă pe unul ca să se ridice. Eu vreau să fac o rampă. Este că sunt niște rampe pe aici. Unde poți să faci ce vrei. Crezi că poți să faci rampă să sari cu el? Ce zici de asta, Max? Oh my god, da, e prea abruptă. Asta e de bicicletă? De motoretă? Uite, Max. Așa. Aici vreau să fac. Trebuie să pun și un motor la asta. Da, da. Aici va fi zona de construire. Care, asta e fața? Asta e fața, stai că sărim peste aia lui Max acolo. Ce faci? Mic. Ce faci? Ai auzit bine. Ce vrei tu să faci acolo? Sper că nu chestii rele. Oh, stai că am apus din greșeală. Înapoi. Singura problemă e că... ușa nu se poate deschide din două locații. Există o tehnică de a face ușa să deschide din două locații, dar din păcate nu am implementat-o aici. Hai! Nu! Se blochează că nu poate să sară, că are chestia asta în față. Dă-mi spate. Brum, brum, brum. Pip, 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 pip. Vreau să bag niște cutii cu mâncare aici. Stai așa. Ce vrei să faci? Aolo, vrei să sari peste rampele alea? Nu merge din cauza la chestia asta din față. Dar dați-o în sus, cum? Nu merge, am dat-o. Dar dați motorul la maxim. O, bună idee. Stai să vezi ce face. Prăpădu. Vine prăpădu! Oh my god! Ia uite-o! A ratat! Prăpădu a ratat tot. Ai, nu! Stai. Prăpădu a ratat... rampa, a? Zbor în pana mea cu el la max. Stai să mi-l pun. Să mi-l pun chiar lângă rampă. De obicei eu ratez chestiile astea chiar dacă am o mașină normală, gen, știi tu, GTA, știi? Îmi ratez. Da. Că, da, așa sunt eu. Hai că merge. Max cu casa lui. Momentan e doar partea de jos a casei, știi? E doar sistemul de jos. Mașina mea merge și pe laterală. Ah, știu ce fac. Oh my god, mi-a venit super șmecheră idee. Ce? Conectez butoanele la scaun și pe aia pot să mă las în jos cu scaunul când vreau eu. Stai așa. Ia uite-o. Oh, cât de tare. Oh my god, e genial. Pedal, sunt pedal. Și cule cartoși și floricele. Colegi cartoși și floricele. Bă, unde mi-e liftul? Oh my god. Dă-te. Se controlează diferit mașinota. Da. Adică, de exemplu, ca să merg în față, trebuie să apăs pe S și pe W în spate. Adică... Ia uite-te la mine. Mașina mea merge și așa. Și uite, de exemplu... Aici, că facem accident, Max. Hai să mă ridic pe roți. Și dacă vreau, uite-te sus la mine puțin. Te uiți? Te uiți? Da. Ei, na. Hai spune. Vreau să...
Vrei să faci și tu chestia asta la mine? Nu. Accident! Sar pe rampa aia. Hai să... Om rău. Sar pe rampa aia. Mă chinui să mă întorc. Momentan roțile mele nu știu să întoarcă. N-am făcut roțile să întoarcă, deci la mine merge într-o singură direcție. N-am niciun control asupra acestui chestii, acestui foc. Acum, nu, invers. Ți-ai dat motorul la maxim? E pisici. De ce? Pentru că după aia nu mă mai ascultă deloc. Hai ce bine, bine, bine. Era bine. Eu ar trebui să mă prim cu astea după mine, să le pun undeva. Că altfel nu nimeni. Oh my god, voi vedeți ce văd și eu? Hai acolo. Ce vezi tu? Oh my god, a văzut ceva. Eu văd rampa. A văzut rampa? O rampă. Dăm ăsta mai... Porumbu! Nu! Oh my... De ce? Stai iese pe aici. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Stai așa. Merg cu ăsta în spinare cu... Nu să scoate switch-ul ăsta. Oh, fuck. Te-a găsit în cap? Ce? Te-a găsit în cap? Nu, am zis să scot switch-ul de aici și am scos blocul de sub switch. I-a căzut switch-ul. Bun. Zi-mă așa, asta e. Care-i fățuca? Ok, ăsta intră până aici. Asta înseamnă că... Nu, nu! Ăsta l-ascundeți în felul următor. Întoarce-te! Te rog, întoarce-te! Da, fac! No, a fugit tractorul! I-a fugit tractorul! Oh, nu! Tractorul, ce ne facem? Oh, nu, tractorașul drăguțul. Drăguțul? Da, e tractoraș de aur. Oh my god, de aur? Da, pentru că are caldele. E de aur! Are și acum cum faci asta? Încerc să remove o masă, dar nu pot. Nu prea mi-a ieșit cum ce vreau eu. M-am blocat. Acum. Să văd care bucată blochează. Ok, gata. Aici. Fac. Și aia din față puțin. What the fuck? Se întâmplă. Ești mă! Mă, tu n-auzi mă să mergi mă. Că dă cu spate. Bun, și acum controllerul ăsta a pus un pic mai încet că merge de nebun. Ceva de genul. Stai așa, că eu mă chinui să dau cu spatele. Stai că dau cu W cu spatele, pe D, fac așa și A, fac așa. A, acolo se oprește. Da, m-ar fi bucurat o viteză mult mai mare. Eu cum mai experimentez cu sistemul ăsta nou pe care l-am învățat. Pentru că nu știu, mi se pare prea genial. Ai zis că ți-a venit o idee super și mechiroasă. Da, îmi place foarte mult. Pentru că poți practic să ascunzi un lift și nimeni să nu știe că acolo e lift. Mi se pare prea genial. Să văd până unde iese. Ăsta iese până acolo și practic acolo n-am cum să pun și nici acolo. Partea asta de ce trebuie să rămână liberă. În schimb, poți face ca partea asta de aici să se ridice. Hai, vin aici. Dar nu o să fac. Vă prindeți voi, cam asta e sistemul de bază și dacă vreți să construiți și voi lifturi de genul ăsta, v-am explicat, dați înapoi pe video și o să vedeți exact sistemul. Și exact același sistem l-am folosit și la mașința asta, eventual poate să mai lucrez la ea pe parcurs. Și o să vă mai arăt. Pisica face curse pe acolo, nu știu de ce, duceți-vă și la ea pe episod să vedeți ce face. Cu tractorul pe rampă aici, mă distrez cu el. Îmi place foarte tare cum am făcut eu. Unde e aia rampă? Că ăsta e excavator. Ca ce e ăsta până la urmă? Tractor sau excavator? Nu știu, eu cred că e excavator, da. Eu știam că excavatorul e doar cu un braț, un singur braț care ridică și chestii. Deci că poți să faci și excavator cu ideea aia ta. Cu ușa, știi, nu? Păi, poate fi tractor, cum zici tu, habar n-am, sincer. Oh my god! Așa, bine, așa, bine. Știi care e șmecheria? La mine, uite, să zic că vine ploaia, da? Bă, mă ascund.
Păi și eu nu mă ascund aici sau ce vrei să zici? Și eu tot pot să conduc. Păi și ce e? Mi-e nicio apă la motor? Că n-am înțeles. Nu, dar pe tine te plouă. Vrei să facem accident acum? Nu. Vrei să fii lovit subit de ceva? Deloc. Am pus să lăviși. Și să mă gândesc cam ce aș mai putea să fac. În principiu pot să fac asta să, în momentul în care se pliază, să se plieze pe bucăți. Se poate, se poate și asta. Uite și când fac roțile din față să cotească, asta e întrebarea mea. N-am reușit nici accident să fac. Hai să fac, mai sunt bucăți cu care poți să-ți customizezi mașina. Tu ai văzut că sunt o grămadă de piese pe care poți să le folosești chiar și pentru a construi. Ce obține asta, portocalii? L-ai folosit? Chestiile portocalii, da, le-am folosit. Uite. Sunt o grămadă de chestii faine. Nu prea l-am folosit până acum. Bine, acolo n-am cum să le pun. Iop. Na 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 na. What the fuck? Ce? Cântec. Și ce, nu-ți place? Nu-ți place? Ba da, e... Știam eu. Mamă, e așa superb. În faza e că eu cânt pentru că mă simt bine, că tractorul meu e absolut superb. Pentru mine e superb. E foarte bine, așa și trebuie. Nu știu, pentru alți oameni dacă e superb, da, știi tu ce, al tău e superb. E superb. Da. Eu mă uit pe aici să văd ce piese mai sunt și cum le-aș putea folosi în designul meu. Unu! Astea sunt niște scări aici. Scările, în principiu, aș putea să le fac stai și pe ele. Stai că încerc să dau cu spatele. Nu? A, stai că mă ajut de asta. Ce mișcare am făcut acum. Și acum, dă-i, sări. Vedeți? Ia uite, cum poți să te ajuți de chestia asta? Măi, dar ce genială e. Ce genială, a? Da. Stai că am dat cu spatele. Nu, stai că am greșit-o. Și acum, e ducea! Oh my god! Mă gândesc la o chestie. Ador chestia asta! Mă gândesc să fac un tren, să fac drifturi cu trenul. Mă, nu știu, mi-a venit o idee nebunească. Dai că vin la tine cu tractorul, unde ești? Tot în zona aia, nu știu, am plecat de acolo de mult. Te-am părăsit. Nu prea merge. Adică nu stă unde pe... Aș... Max? Ia ridică un cric ceva. Stai. Nu știu unde ești. Mă vezi? Nu. În fine, las că te găsit eu. Nu știu unde ești mai exact. Văd rampa pe care ai construit-o, da. Pe mine nu mă vezi, nu? Nu. Asta e. Păi nu știu, te-ai dus foarte departe tu. Nu chiar departe, sunt lângă tine, dar nu știu în ce direcție ești. Uite, sunt și chestii albastre care poți să construiești. Sunt și niște țevi așa pe care poți să le pui de design. Eu le-am mai folosit. De exemplu, ale albastre le-am folosit la... Uite, sunt la rampă aici. Unde ești, Max? Eu sunt într-o parte puțin. Hai să văd. Ce ziceam? Am folosit ale albastre, am folosit motocicletă, mi se pare, chiar în primul episod. Da. Și astea le-am folosit chiar acum, chestiile astea. Stai așa că vin acum. Am vrut să văd ce ai făcut și tu. Vrei să vezi ce am făcut eu? Da. Hai văd, cam aceeași chestie. Ai zis tu că ți-a venit o idee nebunească și... Vreau să fac niște două rachete care să iasă cumva dinăuntru. N-am înțeles. Stai că sunt aici, Max. Hai să facem cursă, vrei? Nu, că nu pot să cotesc. Bine. Nu, mașina mea nu știe încă să cătesc. Nu te pui tu cu tractorul meu. Nu mă pun eu, mă. Uite, hai să vezi ce vreau să fac, da? Nu are cum să meargă. Adică are cum, da? Știi, pui două așa. Da, zici că-s căciul de Moș Crăciun astea. Și trasterele vin aici. Dar nu stau pe mijloc și mă enervează. Arată rău. Da, știu. Adică în principiu ar funcționa, dar nu-mi place cum arată. Dacă aș găsi ceva... Așa. Nu, nici la asta nu stă pe mijloc, nu-mi place. Stai că am găsit ceva interesant. Am găsit ceva ce poate fi pus pe colțuri să arate bine. What the fuck? Ce-ai pus?
Așa de aici, de jos? Stai să văd cum arată în momentul în care las mașina cu roțile. Se strică ceva? Nu. Astea? A, cred că îmi ridică roțile mai sus și nu e bine. Uite-mă astea, deci. Dar nu, nu, nu e bine. Auleu, nu vreau să deschid aia. Shit. Unde, cum dau Așa, bun. Uite. Da. Aici jos vezi că am pus niște chestii. Am văzut asta aici, că sunt floricele. Și poate să fie așa, știi, să aibă un design mai... mai interesant, să nu fie doar de lemn. Zici că, bă, chiar mașina asta e ținută sau casa asta ce-o fi, e ținută de... de metal, adică de metal și cu chestii de-astea, așa, portocalii sau galben ce ăla. E portocaliu cu galben. Urcă-te sus puțin, să vezi tu cum e. De fapt, nici nu trebuie să te urci sus, e... A, ba da, ia apasă pe 1, apasă pe 1. Pe 1? Dai roțile. Ia apasă pe 2. Apasă pe 2. Pe 2? Vreau să... Hop, și te ascunde. Plouă, zic, plouă rău de tot. O, Doamne, plouă. Îți place? Da, e furtună imensă, ne băgăm. Repede ne băgăm, a început furtuna. Cada. Și noptăm aici. Bun, oameni buni, ăsta a fost episodul de azi. O să mai construim noi și să mai facem idei. Sper că v-a plăcut, dacă v-a plăcut nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!